Veste de ultimă oră în showbiz, Cristina Cioran și tatăl fetiței sale s-au despărțit. Cu mai multe detalii vine colegul meu Robert Costache. Robert, ce s-a întâmplat mai exact? Bun găsit, Ramona, vestea despărțirii celor doi a venit ca un șoc, asta după ce în urmă cu doar două săptămâni aceștia anunțau fericiți că s-au logodit și totul părea că merge bine între ei, însă iată că lucrurile nu erau atât de roz precum păreau, iar Cristina a anunțat în urmă cu scurt timp că ea și tatăl fetiței ei au luat-o pe drumuri separate. Motivul rupturii dintre ei se pare că au fost neînțelegerile constante, mai ales cele din ultima perioadă, dar și faptul că ea simțea că nu mai sunt pe aceeași lungime de undă. Totuși, Cristina nu exclude varianta unei împăcări pe viitor, însă mai multe despre toată această situație ne spune chiar Cristina. Haideți să o ascultăm. Am avut niște divergențe de opinie, nu ne mai înțelegem, suntem cumva în alte sfere și ne-am despărțit. Asta este și cam atât, nu e nimic spectaculos. E pur și simplu. Și crezi că o să vă împăcați cumva? Sau? Nu știu, nu-mi fac planuri și nu-mi pun nici acum. Prioritatea mea este Emma, așadar... Na. O las asta acum aplicat. Nimic spectaculos, adică nu s-a întâmplat nimic extraordinar. Dar, na. O despărțire ca oricare alta.